Locul din România în care bărbații au câte patru neveste. Dobrogea este cu siguranță cea mai cosmopolită dintre regiunile care formează România. Bărbații își pot achiziționa până la patru soții, iar prețul acestora variază între 10 și 30.000 de euro în funcție de aspectul domnișoarelor. La mare căutare însă sunt tinerele cu părul blond, deoarece culoarea galbenă a aurului este semn de prosperitate. În tot acest peisaj, o comunitate cu adevărat neobișnuită se lăsluiește în cartierul Bendea din micul oraș tulcean Babadag. Puțin peste 1500 de suflete își duc existența în această zonă, însă ceea ce face ca Bendea să fie într-adevăr un loc unic pentru plaiurile mioritice sunt obiceiurile după care se ghidează de zeci de ani oamenii de aici. Oamenii din oraș au poreclit simplu țigani turciți, pentru că toți trăiesc după reguli musulmane, credința pe care aceștia au îmbrățișat-o cu multe decenii în urmă. Pare imposibil de crezut, dar în Bendea bărbații au acceptul comunității de a avea mai multe soții, acestea fiind cumpărate pe bani grei de către familiile bogate ale comunității. Cartierul funcționează după reguli stricte. Cinci șefi ai unor clanuri puternice sunt cei care dictează direcția pe care romii musulmani o urmează cu sfințenie. Când vine vorba de căsătorie, lucrurile sunt total diferite față de comunitățile obișnuite din România. Bărbații își pot achiziționa până la patru soții, iar prețul acestora variază între 10 și 30.000 de euro în funcție de aspectul domnișoarelor. La mare căutare sunt tinerele cu părul blond, culoarea galbenă a aurului este semn de prosperitate, iar atunci când mireasa beneficiază de o astfel de culoare a podoabei capilare, suma pe care trebuie să o plătească familia ginerelui este mult mai mare. Inutil să vă mai spunem că fetele se căsătoresc încă de la vârste fragede, o tânără de 16 ani fiind considerată aproape bătrână în cazul în care nu are deja un soț. Dacă aveți senzația că mini-haremul de care se bucură bărbații comunității este apogeul ineditului din Bendea, vă înșelați. Legile cartierului permit căsătoria între veri primari, iar într-o curte pot fi și trei case și o anexă bucătărie în care să locuiască 50 de persoane, din care 40 sunt copii. Dintre adulți nu lucrează niciunul, singurul lor venit oficial este, așa cum recunosc, alocația copiilor. Culmea, locuințele sunt impunătoare, așa cum întâlnim și în alte comunități de rom din țară, însă ceea ce atrage atenția este faptul că cele mai multe dintre aceste case nu beneficiază de apă curentă sau nu sunt racordate la rețelele de furnizare de electricitate, relatează știri România.ro.